de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neam Știri din Neamț, 11 martie 2022, a doua zi după isterie, putem spune, în România, și nu mai știu câta zi de război, a 16-a în Ucraina, cred, 16. Astăzi o emisiune un pic altfel, fără niciun plan, fără niciun fel de discuție, cel puțin din partea mea, așa, împreună cu colegul Viorel Cosma. Vom încerca eu să ridic câteva probleme și să încercăm să le lămurim. Aici nu e problema de invitat sau de neinvitat, suntem amândoi acasă și discutăm. S-ar putea ca unii să nu se simtă comod după această discuție, dar este fix problema respectivilor. Eu aș începe discuția cu, pornind de la ce spuneam la început, isteria. Bună dimineața, Viorel. Bună dimineața. Ești marcat de isteria cu benzina? Eu am fost luat din oală când m-am întors acasă. Erau tot felul de zvonuri de-astea și spunea, păi, au nebunit ăștia, Molul, la Oradea, au sărit prețul la benzină. Și, bă, cum dracu, eu am alimentat dimineața în Oradea. De la Mol? De la Mol. Așa. Și după aia am mai completat după amiaza, așa, am luat în pauză de cafea la Gheorgheni. Și cum da, intri în Gheorgheni pe dreapta, ești un mall, au cafea bună, au toaletă curată. Da? Da. Și nu înțelegeam nimic. Acum eu recunosc că m-am simțit extrem de vinovat după chestia asta cu isteria cu benzina, pentru că l-am urmărit ieri pe conjudețeanul meu, domnul Claus Iohannis, care ne-a spus de ce a fost această isterie și a găsit vinovații. El a arătat cu degetul, nu cu cel din mijloc, cel de arăta, știi așa, spre presă. Presa a creat această isterie. Eu înțeleg multe lucruri, înțeleg că presa poate crea isterie, dacă mai ales presa aceea care este bine ghidată, dar să spui tu că în România, în anul 2020, presa a creat o situație care a arătat cât de prost pregătită este țara asta în fața unei manipulări, mi se pare o manipulare grosieră. Eu mă aștept și la lucruri mai rele din partea lui Iohannis și a locotenenței sale domnești în frunte cu Raed Arafat și alte personaje de același calibru. Acum că s-a desființat grupul de comunicare strategică la vechi de pandemie, eu mă aștept la instituirea unui forme noi de grup de comunicare strategică și care să ne impună direct, dacă mai scriți despre nenorocirea din Ucraina sau cum scrieți despre, da, credeți mai în surse oficiale. Dacă nu o să trăim noi chestia asta, da, problema mă îngrozește. Problema asta, credeți numai din surse oficiale, ar fi putut fi credibilă dacă sursele oficiale ar fi fost, cum să spun eu, pe fază. Pe fază. Adică nu aștepți să stea toată lumea la cozi la benzinărie și să-ți iasă ministrul să spună, doamne, stați că nu avem nicio problemă. Păi când... Deci el trebuia chemat, s-a mai scris, am citit opinia asta și în presă. Ministrul Energiei are treabă cu benzina mai puțin decât Ministrul Economiei. Da. În clipa următoare, Ciucă trebuia să-i cheme pe amândoi să spună demisia sau vă destitui. Scurt. Da. Nu, adică nu se poate ca o țară, noi ne considerăm o țară civilizată, da? O țară europeană. Suntem în Uniunea Europeană, da? Și suntem, bine, NATO nu are treabă cu civilizația asta de care vorbim noi aici. Deci, suntem o țară și NATO, da? Cum se poate ca o țară întreagă să fie pusă pe jar de, hai să spunem, presa ticăloșită care a dat o știre cu... E un complex aici. De ce? A funcționat și aceste rețele de socializare, că de fapt n-a fost doar Facebook sau nu mai știu care, s-a dat peste tot acea poză dintr-o benzinărie care nici măcar nu era a companiei cu sediul la Budapesta. Să citesc imediat explicația celor de la MOL.
Da, da. De exemplu, și aici a fost o confuzie. Pentru că s-au gândit unii că funcționează aceleași rețete ca, de exemplu, la cei care sunt cu fast food-uri, rețele de-astea, da? Și MOL-ul, de fapt, nu impune prețul de vânzare la pompă. Îi interesează cât primește el, cota lui. Deci, comunicatul oficial al celor de la MOL sună așa. În România, MOL are două modele de operare. Stațiile proprii și stațiile MOL partener. În regim de franciză. Care vând carburanți MOL și au statutul de competitori direct pentru stațiile proprii. Da. Adică, Cosma ia o franciză MOL, eu am propria mea benzinărie MOL, dar îi dau lui Cosma la un preț benzina, da? Sau motorină, sau ce îi dau, iar el, practic, este competitorul meu direct pe piață. Dacă îmi permis să vând sub prețul tău de pompă, exact. Okay. Dacă am o afacere și vând mai scump? Și au o politică comercială proprie, în care MOL nu intervine conform normelor legale. Așa se explică situația prețului practicat în stația MOL partener din Beiuș, și care, de altfel, nu a fost una singulară, mai multe stații aparținând și altor companii cu același profil, având o practică asemănătoare. Astfel, rețeaua MOL România nu are control asupra prețurilor practicate de stația din Beiuș sau de ceilalți parteneri franciză. Asta trebuia să spunem, iar asta trebuia să spus oficialii noștri, exact, atunci, seara. Atunci, în seara aceea. Bine, și MOL putea să iasă în seara aceea să explice, că au și ei comunicatori, dar și celelalte companii trebuiau să facă același lucru, pentru că... Da, în primul rând, oficialul nostru. Oficialul nostru, că noi pe ăla îl plătim. Eu pe ăla îl plătesc. Da, pe ăla îl plătim. Mă rog, ei consideră că ei ne plătesc. Da, sigur. Da. Ei ne acordă privilegiul de a trăi într-o țară condusă de ei. Așa, așa este. Bun, dar acum hai să vedem un lucru. Intervenția pe care a făcut-o statul român după nu seamănă foarte mult cu ce au făcut la Lukoil după declanșarea conflictului, când s-au dus să pună amenzi la doar la benzinăriile Lukoil? Uite, eu pe drumul de la Piatra Neamț la Oradea și înapoi am văzut... clienți la benzinăriile Lukoil. Nu a funcționat chestia, hai să nu mai alimentăm. Dacă aveau prețul bun, interesant, românul nostru e suficient de matur să înțeleagă o situație. El nu se războiește cu salariații români a acestei companii. Dacă sunt niște polițe, mă rog, măsuri de retorsiune, cum se spunea pe vremea lui Petre Roman, alea nu țin de consumator. Ce vină are ăla care îmi vinde cafea, benzină, pișcoturi, nu știu ce, că lucrează la... De ce să mă răzbun? Mai fusese o poantă la un moment dat, circula pe WhatsApp, și că hai să mergem să alimentăm la MOL, la Lukoil și să tragem țeapă. Păi deci, înțeleg, glumim, sigur, dar lucrurile serioase ar trebui să ne preocupe un pic mai mult în perioada asta, iar principalul model de, sau dacă vrei, principalul tipar de neseriozitate și responsabilitate vine exact de la conducătorii, exact de la conducătorii țării. Toți. Nu mai e pe partide sau altceva. Absolut toți. L-ascultam ieri pe alaltă ieri, parcă mai știu, ieri dimineață, pe domnul de la Protecția Consumatorului. Uh-huh. Personajul acela subțire, cu mustăcioară, cu... Nu-i rețin numele, orate, pentru că el este precum o icoană pentru toate guvernele. El rămâne acolo ca icoana. Și spunea, zice, domnule, zice, nu vă faceți probleme, zice, vă dau eu soluția. Uitați-vă pe mercurialul ăla de prețuri. Da, da, este un portal. Da, deci pe mercurialul ăla de prețuri. Vă uitați acolo. Și ziceam, poate n-aud bine. Zice, nu, vă uitați pe mercurialul ăla de prețuri și se rezolvă problema. Bă, cum o rezolv, mă băiatule, cum o rezolv? Adică, niște asemenea personaje... Iar uite cum îl cheamă pe ăsta la Protecția Consumatorului. Constantinescu, la Protecția Consumatorului. A, tu spui de concurență? De concurență. A, scuze-mă, Chirițoiu. Păi nu, personajul ăsta. Da, de care nu mai scăpăm în viața noastră. Păi ți-am spus că e ca o icoană. Da. Deci avem câteva icoane în România. Am făcut lucruri bune, dacă ți-aduce aminte, în urmă cu câțiva ani am scris niște lucruri favorabile. A, bine, eu nu spun că nu. Am avut și un interviu cu vicepreședintele lor, care provenea din presă, de exemplu. Da, problema nu este asta. Problema este modul în care acționează și ai impresia că toată lumea vede că sunt înțelegeri pe piață. Da. Toată lumea vede că sunt înțelegeri pe piață. Ei spun, domnule, noi cercetăm după 3 ani de zile, descoperă că ce spunea lumea e adevărat și până urmează un proces de 4 ani de zile, 5, și de obicei se dă la pace, știi?
Nu se mai dă. Deci, după proces... acum până începe procesul. Până începe procesul. Se dă la pace atunci când accepti amenda și plătești acolo o sumă mai mică decât minimul. În rest, ei se judecă până când, de fapt, amenda cu pricină nici nu mai contează. Dacă nu cumva companiile vizate câștigă în instanță. Și primește mai... Dacă nu cumva se schimbă șefii unor autorități care renunță la procese. Să nu uităm situațiile în care au intervenit la noi în țară, de parcă se crepe moșia babalucilor lor, tot felul de ambasadori. Noi eram obișnuiți să vedem numai pe Gittenstein bătând cu pumnul în masă sau alte figuri. Nu s-a schimbat nimic. În epoca, Fanariotă veneau cu, veneau cu firmanul. Așa. Deci veneau cu firmanul. Acum nu mai se cheamă firman, se cheamă altfel. Deci nu s-a schimbat nimic pentru că, cu părere de rău, nu mai avem oameni de stat care să se impună. Uite, revenim la oameni de stat și la nenorocirea din Ucraina. Eu oscilez între război și invazie. Eu când zic război, văd două părți beligerante care chiar luptă. Aici nu mi-e clar ce, cum se luptă, dar invazie e clară, din punctul meu de vedere. E clar, adică nu putem, nu putem infirma o realitate. Nu. Dar apropo de oameni de stat, este, cum să spun, degradant pentru mine ca un român, zic, peste medie, un român instruit, un român care știu ce am făcut pentru țara mea și de multe ori mă întreb ce a făcut țara pentru mine și am argumente, nu dezvolt acum, să văd cum persoane cert calificate să explice despre ce se întâmplă în Ucraina și să meargă la cauze. Noi ne ducem numai pe efecte, pe ce se întâmplă acolo. Da, pentru că toată lumea este acum, mă rog, oripilată de ce văd în rețele de socializare, din când în când și pe știri. Da, da. Deci lumea este oripilată. E normal, noi n-am mai trăit. Da, dar uite, așa ceva. De exemplu, Titus Corlățean, ultimul, l-am mai pomenit la o cafea de dimineață. Ultimul diplomat român care a avut dialog cu Serghei Lavrov. Știi că ai găsit și tu interviul atunci. Exact, da. Omul care a obținut recunoașterea cimitirilor militare românești din Rusia. Ceva senzațional, da? De câte ori, și unde l-ați văzut, mă uit acum și la cei care ne urmăresc, invita pe Titus Corlățean să explice. Pe Cristi Diaconescu l-au mai chemat, pe aici, pe acolo, pe la Tucă. Da. Dar au fost și atrocități, ca la o televiziune, unde îl cheamă în emisiune pe Cristi Diaconescu, alături de fostul ministru Cioroianu, ăla care făcea cu degetul de regelui Juan Carlos, ok, majestate, da? Și care Cioroianu, efectiv, cu un tupeu pe care îl cunosc foarte bine, păi îl domina pe Cristi Diaconescu. Domnul Diaconescu este un om de mare bun simț. Cu ajutorul moderatorului. Cu ajutorul moderatorului, sigur că da. Eu îi tăiam microfonul ăsta, luam pauză de publicitate și îl dădeam afară din emisiune. Vale, și tu ai mai dat afară din emisiune. Am mai dat, stui. Ce naiba, adică. Hei. Și acest Cioroianu, care de la înălțimea experienței lui de ministru de externe, povestea niște trăznei de m-am cutremurat. Își aduce aminte, când a fost celebrul summit NATO de la București, povestea cum s-a dus el să-l întâmpine pe Putin la aeroport. Asta este un afront. Te duci tu, Băsescu, să-l întâmpini pe Putin, nu-ți trimiți ministru de externe. Și spune Cioroianu o chestie care circula sub formă de banc la un moment dat și acum am înțeles că e așa. Îi zice lui Putin, have a nice summit. Adică, have a nice breakfast, have a nice dinner, have a nice, ce vrei tu, o petrecere frumoasă, have a nice summit, așa vorbește un ministru de externe cu un președinte important din lume, a care Putin i-a tăiat-o într-un stil pe care îl recunosc, spune, I hope so, sper. Da. Deci, și vorbește Cioroian. Da? În schimb, apropo de absenți, Sorin Ducaru. Probabil cel mai bun ambasador pe care l-a avut România la Washington. În perioada de aderare și după. De ce nu cheamă nimeni pe Sorin Ducaru să explice cum e cu NATO, cum am aderat și care sunt toate socotelele? Sau un alt personaj, bine cunoscut la Piatra Neamț din vremurile de glorie ale Cupelor Mondiale de Călărie. Atunci era major, generalul Viorel Angelescu. A fost atașat militar la Washington în acea perioadă. Știe tot. Noi am fost foarte buni pe diplomație militară, cândva. Să ne aducem aminte că și prima vizită a lui Iohannis în SUA a fost aranjată pe linia de diplomație militară și cu sprijin din Israel.
Pentru că el oficial s-a dus acolo să primească o recunoaștere printr-o medalie, un ordin, conferit de o conferință mondială evrească. Ei, oameni de calibrul ăsta unde sunt? Și mi-apar tot felul de pițifelnici, gen favoritul meu, analistul militar Radu Tudor, care îmi vorbește despre orice. Dacă le întreb care e diferența între Strela 1 și Strela 2, că se zice acum că o să trimită nemții din fostele depozitele de gen niște rachete de-astea celebre, care au făcut ravagii în războiul de Yom Kippur, de exemplu, că unii mai ne aducem aminte, nu știe. Și atunci de ce vorbești? Războiul de Yom Kippur pune și anul, știi, ca să-și dea seama cam când... 1970 și... Cam așa, deci cam, 73, de atunci, cam de atunci sunt. După aia a fost acordul ăla Camp David cu sprijinul României, să nu uităm. Da. Nu, deci vorbeam de competențele ăstora, știi? Vorbesc toți despre rachete. Confundă raza de acțiune a unei rachete, de exemplu SAM-uri și Strela și alea care le vedeam noi la defilări pe vremuri, alea SAM-uri, da? Sau Soil-to-Air Missile, da? O tragi de pe umăr sau de pe rampă, e același standard, da? Ei confundă raza de acțiune cu atitudinea până la care zboară. Sunt lucruri diferite, cu totul. Pentru că dacă SAM-ul ăsta are, nu știu, mai știu pe de rost, cândva știam, 50 ceva de kilometri, da? Cele care au fost la noi erau Sistem Vina și Volhov, nu știu dacă am avut și Desna, se duc la 50 ceva de kilometri. Asta nu înseamnă că se duce și în sus la 50 ceva de kilometri. Deci, toți bat câmpii. La fel cum a fost și cu centrala atomă electrică de la Zaporojie. Da, am văzut. Deci, trebuie să recunoaștem că în momentul acesta este foarte greu pentru cei care nu au cunoștințe să discearnă dincolo de retorica oficială a unui stat care se apără acum, cum este Ucraina, și care face tot ce poate să atragă și alte în state în conflict, exact. Pentru că el trebuie să-și apere, el e o modalitate a lui de a se apăra. Și el nu are... O modalitate. Deci una. O modalitate. Este o modalitate de a lui de a se apăra. Și atunci el face tot ce poate ca să atragă în conflict și pe alții. De ce? Pentru că asta e politica lui acum. Da, dar uite, apropo de toate nebuniile astea, nu am mai explicat, am mai și scris. Sunt situații în care nu mai ai resurse în provincie să traduci din limba română în română sau să faci dezvăluirea, uite, bă, te minte, înșeală ăștia. Da? Noi nu avem resurse să ținem colective redacționale cum au alții în București pe departamente și aia nu fac absolut nimic. În beneficiul publicului. Nu, absolut. Ei, deci, este îngrozitor. Uite, aventura cu Polonia, da? Că, domnule, noi... Ce s-a scris la un moment dat? Că Polonia ar fi dispusă, totuși, să trimită niște avioane MiG-29 în Ucraina, dar via SUA și așa mai departe. Da? Povestea completă este cu totul și cu totul alta. Adică, Polonia a zis americanilor, mă, noi avem niște MiG-uri 29 care poate sunt ușor depășite. Da? Cele modernizate, Fulcrum, sunt chiar bune încă. N-aș face comparație cu F-16, că voi intra în colimatorul anumitor instituții și voi fi acuzat de politici împotriva statului român. F-16 sunt niște gioarse care le luăm noi. Blocurile. Tocmai ai zis că nu faci. Păi tocmai de-aia am și zis-o. Nu mă pot abține. Și lăsa americanul în felul următor. Mamă, noi vi le dăm vouă, dați jos echipamentele care mai sunt compatibile NATO, dar ce ne dați în schimb? Deci nu a zis vi le dăm vouă să le dați Ucrainei. Păi, noi vi le dăm vouă, dar ne dați ceva în schimb și americanul zice, bă, nu vă dăm. A, păi, atunci. Da. Deci deja un alt subiect, nu? Deci e o demență, nu știu. De asta este foarte, foarte, foarte greu să poți să vezi ce este adevărat și ce nu este adevărat în știrile care vin. În schimb, te rog, este adevărat un lucru, că vin foarte mulți refugiați și în Polonia, și în Republica Moldova, și în România. Ei, o catastrofă umanitară. Da. Problema este pentru România, toți ne laudă acum, zice, domnule, ce civilizat. Brusc au descoperit ziariștii englezi că suntem un popor civilizat.
Iar CNN aseară a avut un reportaj cu prințesa Briana Caragea. Deci, brusc au... Ai văzut în presa românească ceva nimic, despre absolut. Ce face Briana Caragea? Absolut. Noroc de CNN. Absolut. Uite că face și lucruri bune CNN. Așa. Și... Pentru ucrainieni. Și îi spun, uite, vezi, asta. Ok. Dar noi, ca țară, am văzut, Republica Moldova este ajutată pentru... ca să primească refugiați direct de Statele Unite. Mm-hmm. Le-a promis Kamala acum niște bani. Uniunea Europeană le-a dat niște bani, sau a zis că le dă niște bani, nu știm când le dă. Polonia a primit niște bani. România n-am auzit nicăieri. Tu ai auzit undeva că am primit niște bani pentru refugiați? Eu nu, n-am auzit. N-am auzit, am citit cu mare atenție, am și spus-o de câteva ori în emisiune. Aș vrea să mai văd ceva, spuneam de valul de refugiați. Și că într-o dimineață v-am arătat imagini transmise de Reuters. Da. Reuters, pentru cine, mă rog, a uitat sau nu știe, a rămas cam, la ora actuală, singura agenție mondială de presă care își ține rangul și păstrează statutul. Și făceau transmisiuni în direct de la puncte de intrare în Polonia și în România. Dimineața când ne-am uitat, deci din toată lumea, pe transmisiunea Reuters, în direct de la vama cu Polonia, se uitau 27 de oameni cu tot cu Cosma. Iar pe imaginile transmise din vama Siret, se uitau din toată lumea 5 oameni cu tot cu Cosma. Și întreb, da, imagini din vama Siget n-avem? Întreb și eu. Oare de ce? Singurul post național care l-am văzut că dă știri și din zona aceea este, culmea, Radio România Actualități, care face reportaje zilnic din zona Sighetului și le face destul de profesional. Radio România Actualități, că mă ascultăm în mașină. Da. Pentru mine, cel puțin în perioada asta, reprezintă o revelație. Da, nu, de asta spun că i-am ascultat și erau chiar ok făcute și nu numai atâta, că empatizau cu cei care veneau din Ucraina, era una, doi, că scoteau cu profesionalism în evidență ajutorul și spuneau, este un ajutor făcut de un ONG, de o persoană privată, nu-și permiteau ei să spună că statul nu a intervenit foarte puternic în zonă. Și în schimb îmi vine Europa FM, am prins asta pe radio în direct, miercuri, când mă întorceam, la emisiunea unui personaj. Ăsta chiar nu-l mai numesc, că mi-e groază de el, și care încerca o construcție foarte, foarte ticăloasă, cu oamenii intrând în direct. Zice, n-aveți cumva impresia că de data asta România a reacționat mai repede, autoritățile au reacționat mai repede? Serios, când? Noroc de români, de poporul ăsta. Asta apropo de benzină, nu? Nu, de benzină, de ucrainieni. De ucrainieni. Da. Băi, tată, românii au fost, sunt un exemplu pentru... Deci, românii s-au pentru mobilizat toată lumea. S-au, și la Piatra Neamț. Bineînțeles. Deci, eu am spus, îmi scot pălăria în fața celor care fac parte din acele grupuri care ajută și care ajută mai mult decât se așteaptă un refugiat. Poporul ăsta amărât a ajuns un exemplu pentru întreaga lume. Exact. Conducătorii s-au trezit când s-au trezit și spune asta în emisiune. Ce ziceți, dumneavoastră, dacă Iohannis n-a fost cumva un vizionar? Dacă el a știut din toamnă ce se va întâmpla, deci căutați înregistrarea pe Europa FM, nu glumesc. A știut din toamnă ce urmează să se întâmple și de-aia contribuie la debarcarea USR-ului ca să nu stea cu PSD-ul în opoziție la vremuri de război. Există și oameni care fac politică. Știu un psihiatru la Beiuș. Tânăr și competent, care a pus diagnostic cu benzinăria. Hai să spun, apropo de politicieni și oameni care ne reprezintă, nu mă pot opri, sărim un pic din tema asta. Deci a apărut o știre senzațională. Îți mai ții minte pe Cezar Preda? O, da. Fostul politician sigur, PDL. Cristian Preda. Cezar Preda. Cristian Preda? Europarlamentarul? Nu. A, profesorul. Cezar ăla vechi, inginerul metalurgist. Cu funcții mari. Uita, am crezut că a dispărut din viața publică. Da, pe Victor Paul Dobre. Vai, cum. Deci aceste două personaje care au ieșit din politică, da. Nu din cauza vârstei, așa, acum au fost promovate. Da? Da.
Domnul Cezar Preda a fost promovat în post de conducere la filiala Institutului Cultural Român, unul din Paris și unul din Lisabona. Miro. Da. Miro. El este inginer. Ia o gură de cafea din cana mea de la ora. Are o specialitate care cred că i s-a potrivit, specialitatea turnătorie de la Institutul Politehnic București. Așa. Și acum reprezintă Institutul Cultural Român la Paris. Și îți citesc o declarație a domniei sale când a fost... Surprinde-mă! Cultura noastră are valențe nu numai literare, de artă, muzicale, are și valențe tehnice, de informatică, de inteligență artificială. Suveranitatea noastră a României este absolut importantă să o facem în domeniul culturii, pentru că, în altă parte, nu. Închei citatul. Te rog să-mi dai link și-l trimit imediat lui Cristi Grescu, sigur, deci, faci un moment. Deci este absolut senzațional. Da, și asta ne arată, de ce am spus? Asta ne arată calitatea celor care conduc această țară. Cezar Preda, la un moment dat, era... El era cu Broscoiu, parcă el... Asta e din... Era Nelu Olteanu de la Bistrița, da, cu Brasca. Da, oricum era... Asta e din Republica de la Buzău, pare. Așa, din Buzău. Păi ia să vedem noi Buzău, ce oameni de vază dă țării noastre acum. Ia să numărăm. Cel care spunea zilele trecute că nu va crește prețul la benzină peste 6 lei, că el își taie un deget dacă se întâmplă asta. Cred că îl cheamă Ciolacu, nu? E tot din Buzău, nu? Da. Cred că Ciolacu, parcă nu mai. Mai sunt și alții. Ciolacu, vă reamintesc, oameni buni, este cel care l-a primit cu mare onoruri în cadrul turneului efectuat în România pe celebrul primar general al Chișinăului, Ion Ceban. Și, după cum vă dați seama, n-a fost alături de Ciolac și Titus Corlățean, adică era ceva cumplit. E același primar primit și la noi cu onorul de Ionel Arsene. Ionel Arsene, care am aflat că a fost la Marseille. Da, la Marseille. Nu, Marseille, nu, păi, la nu în Marseille. Nu în Marseille, la Marseille. Da, da. Păi, presa românească a spus că a fost la Marseille. Da, mâine o să se ducă la Cologne, poate și la Mazva. Nu știu, să vedem. Deci dacă diplomația la nivel de comitet al regiunilor, unde suntem reprezentați în delegația română din partea UNCJR de președintele Consiliului Județean a ajuns, a ajuns la nivelul ăsta, mai pun o singură întrebare. Domnul Ionel Arsene, care are certe dificultăți de a se exprima în limba română și sunt cunoscute astea, în ce limbă vorbea cu Jean-Pierre Collomb? Tare curios, că erau numai doi, n-am văzut traducători. În coloneză. În coloneză. În grumăzeșteană, probabil. Nu mai zic nimic. Chiar n-are rost. Nu, n-are rost. Dar mi-am adus aminte de grupul de la Buzău. Hai să dau o veste bună. De două zile, cred că, a fost numit administrator provizor la Nuclear Electrica, în sfârșit un om de mare calibru și calitate profesională, Șerban Valeca. A fost și senator el, dar a fost guvernatorul României la Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Avem și un interviu de la vremea crizei iraniene. Șerban Valeca, de-abia acum vreo câteva zile, s-au gândit băieții să-l cheme într-un platou de televiziune, nu într-un platou, l-au luat prin Skype. Și încerca omul, care este, repet, o competență uriașă în tot domeniul nuclear. A lucrat și la Institutul de Cercetări Nucleare de la Pitești. Recunoscut pe plan mondial. Deci omul e de nivel mondial. Da, știe reactoare, Cernavodă. Și încerca omul să explice cum e cu norul radioactiv, cum e cu iodul, care e ce cu izo... De-abia reușea să vorbească și el. Dar zic, de ce nu l-a chemat din prima zi pe Valeca? De exemplu. Revin, pentru că îl cunosc. Nu pot să mă abțin. Domnul Preda a fost întrebat, intervievat. Doamne, zice, să descrie pe scurt un om de cultură provenit din România. Și el l-a ales pe Tristan Țara. Și că, bineînțeles că știu cine este Țara, dar am să vă spun un lucru. A face acum un inventar al tuturor evenimentelor, personajelor, oamenilor de mare valoare din cultură și a le pune mie, și a mi le pune mie în memorie, în dreptul de a descrie aceste personaje, mi se pare incorrect. Dar i s-a părut corect să fie numit de partid. A recunoscut că a fost numit de partid. Într-una din cele 18 filiale ICR, să aleagă el unde să fie director. Și el a fost modest și a zis, nu, eu vreau doar post de director adjunct, dar la Paris.
în schimb un atașa cultural de calibru lui Ilian Costache la Berlin, absolvent de Hoga. Un tip excepțional, foarte bine pregătit, a făcut foarte mult în zona, a fost consilier la președinție. Nu pupă un astfel de post, de exemplu. Da? Dar spuneai de români cunoscuți, da? Recunoscuți? Păi hai să trecem de la cultură la zona militară. Tu știi, cel mai cunoscut și cel mai respectat general Gheorghiță, nu? Român. A, nu, general, scuze. General, da. Român, în lume, din lume, nu este Ciucă. Era o bătălie care n-a avut loc atunci. Este doamna Iudit Ben Natan. A, cea din Israel, da. Sigur că da. Originară din România. De la Fălticeni. Da. Pe 15 martie, aflându-se în România, împreună cu soțul, am mai scris, am publicat și poze în săptămânal, care este pietrean, vor sărbători 50 de ani de căsnicie. Au ales să sărbătorească în România. Ce frumos! Da. Mai sunt unii care își aduc aminte de țara din care există un cult, duc mai departe, pentru copii, pentru nepoți. Sunt oameni care, cum să spun, pentru ei România e casa. Mai am, dacă vrei, o figură de asta. Cu pomenisem chiar mai devreme, tot în contextul ăsta internațional tulbure, pentru că alții își recunosc și chiar își caută pe evreii plecați din țara lor. Cei plecați din țările respective sunt mândri de origine. Am pomenit pe Moșe Arad. Asta cred că am să-i o transmit lui Mircea Dinescu. Moșe Arad, puiul Maximilian, crescut la Focșani, el se revendica a fi focșenean, se revendica a murit de câțiva ani. Este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai Israelului în Statele Unite. Și ca să vezi cum e cu conexiune, băiatul lui este cel care a proiectat memorialul World Trade Center. Mândria de a fi român. Da. Bun. Haideți să discutăm încă un subiect care ține tot de urmările pe care le-a produs invazia, războiul din Ucraina. Românii sunt acuzați acum de oficialități că schimbă bani în euro, că își fac pașapoarte și că își fac planuri de plecare. Da. De teamă. Există vreun motiv să mă critique autoritatea pe mine că fac lucrul ăsta? În România, autoritățile fac absolut ce vor. Au scăpat de sub orice control. Adică vine și desfac. Nu schimbați bani în euro. Întrebarea e ce garanții are un cetățean român că vom avea o monedă stabilă, că inflația, apropo, e cuvânt interzis inflația? O să fie, cred. O să fie, da. Că inflația nu o va lua razna și mai tare decât a luat-o până acum, și că moneda națională în care, nu știu dacă ne împrumutăm noi în lei, nu? Statul român nu se împrumută în lei. Nu, nu. Moneda națională, atunci trebuie să existe o reciprocitate, nu? Scuze-mă. Deci, moneda națională va fi stabilă. Trecem peste faptul cu pașapoartele, știi? Că asta e. Deci, care este autoritatea morală să vii să spui unui cetățean care o strâng și el niște bănuți acolo după o viață de muncă, 10.000 de euro, 15.000 de euro, să-i spui, bă, nu schimba, că nu ai nicio problemă, cu ăștia vei avea... Nu crede nimeni, ne întoarcem la ce am scris ieri, cazul lui Virgilică, de la Energie. În clipa în care el a anunțat că prețul... Lumea s-a dus mai tare. Lumea a înțeles la manimbă. Exact. Ne-a mai spus el și cu gazele, și cu curentul electric, și cu energia electrică, pardon. Nimeni nu îi mai crede. Cândva, într-un text, cu mulți ani în urmă, lansase în categoria de politicieni pe care nu-i cred nici cântac și îl lăsăm prin Vlad Marcoci. Între timp s-a generalizat asta, politicienii pe care nu-i cred nici cântac. Da, deci aici este problema. Însă, încrederea în populație, încrederea în... E zero, e pe datorie, e sub...
Aici mai e, aș mai vedea o explicație, s-au căutat diverse interpretări ale povestioarei alea. Eu zic că a fost lansată și într-un fel de exercițiu, să testez reacția, da? De reacția populară. Cu starea de criză și cu rezerviștii până la 63 de ani. Păi, mă inspir dintr-o glumă care circulă, da, e o glumă foarte reușită. Păi, în țara în care tu, stat, îți trimiți la pensie generalimea la 45 de ani, la 40 de ani, tu mă chem pe mine... La 62. Mă chem pe mine la 60, la 63. Poftim? A, și încă aici vine cealaltă chestie cu Ciucă, da? Păi, ce că s-a speriat după ce a circulat povestea, că s-a gândit Ciucă, pă, dacă îi chem pe români sub arme, oare se îndreaptă împotriva Rusiei sau împotriva guvernului? Este un banc. Da. E un banc. Nu, categoric. Dar... Da. Dar cum adică vine? Nu, aici este foarte clar. Tu îți trimiți la pensie. Da. Nu numai generalii. Nu. Toți care lucrează în domeniile astea de inteligență. Dar nu numai inteligență, poliție, tot. Îi trimiți la 50 de ani, 40 și ceva de ani, nici nu mai știu la câți ani ies la pensie. Și cu anticipații, sunt care ies la 40. Exact. Și de pe la 50 te trimit ea afară obligatoriu. Și spui, zici, domne, știi, facem... Adică lași de înțeles că bă, până la 63 de ani... Nu, dar eu am o întrebare concretă apropo de situația de la Neam. Da, avem un polițist celebru care, cred că e șef de cancelarie, da? La prefect. Da, Victor Vlad, da? Deci el s-a pensionat din poliție pe caz de boală. Bă, dacă ești bolnav, ești bolnav, ia-ți pensia de boală, mă, băiete. Ei, nu știi cum e, depinde de boală. A, depinde de boală. Dacă tratamentul la boala respectivă înseamnă accederea într-un loc în care poți să influențezi niște lucruri, înseamnă că ai o stare de bine pe care ți-o dă funcția, renunți la medicamente, știi, și te tratezi. Problema este că tratamentul ăsta poate fi mai lung sau mai scurt. Nu, dar domnul acesta, fiind mai tinerel, da, mă întreb, pe Lulândă nu încadrează dacă se cheamă lumea sub arme? Nu. E pensionar pe caz de boală. La privilegiații care vor atunci avea pensionar. Vor avea așa de post cu tot ce trebuie. Atunci e pensionar, da? Pensionar. No, de ce am făcut paranteza? Ca să ilustrez cum scapă lucrurile de sub control. Da? Mă întorc la iod. Era un alt subiect. Nu, mă întorc. Deci, că am vorbit de domnul Șerban Valeca. Da. Au nebunit toți și s-a ajuns până în situații în care o doctoriță, amintea ea cum era studentă în Iași. Și-a luat iod după Nu, și spunea că în Iași nu s-a distribuit iod. Hai serios. Au venit și la mine în cămin au venit doctorul care ținea de facultatea noastră. Ne-a chemat pe rând acolo în camera internului de cămin, numai că la noi a avut o problemă. Fiind cămin electro, și fiind pe acolo mulți care deja învățasem ce se întâmplă, cum e cu energia asta nucleară, cum e cu reacțiile, cum e cu un reactor. Și nu e obligatoriu ca norul radioactiv să fie iod sau un izotop de iod, acel izotop. Am trimis-o la plimbare. Eu n-am luat pastile, am spus cu coană. Acum vii după ce a trecut norul? Eu deja am pe tiroidă fixat iod radioactiv. Ca să iau acum iod... De asta, iodura aia de potasiu, mă omori. Hai să explicăm, dacă tot am deschis, da. Ce e cu iodul ăsta? Când se ia și de ce? Se ia și când nu se mai ia? Când nu mai are niciun efect? Da, specialiștii noștri nu s-au hotărât. Inspectoratele pentru situații de urgență scriu vrute și nevrute cu diferență de la un județ la altul. Mai bine de unii care nu scriu. Încă nu s-au hotărât ai noștri dacă îl dai până la 20 sau până la 30 de ani. Apropo de ce poate să producă pe tiroidă. Cert este că acest iod radioactiv, clar, face rău. Face rău, da. Asta e clar, da? Prevenția înseamnă să-ți saturezi tiroida cu iod neradioactiv. Dar nu să iei preventiv. Da, nici preventiv de nebun. Să iei pastile de iod. Există o fereastră de oportunitate care trebuie să te anunțe cei de la Protecția Civilă, da? Ei trebuie să anunțe țara, nu pe 1, 2, 3, da? Este o fereastră de oportunitate cu cât timp, înainte de a veni norul ăla radioactiv peste tine, să saturezi tiroida. Și cât timp după... Nu, dar numai aia e doză unică.
ai patru... Da, nu, nu, nu. Dacă nu ți-l o dat înainte, preventiv, da? Și tu să spunem că ai iodul și ai auzit că s-o dat, dacă mai auzi ceva, așa. Poți să iei în primele câte ore? Eu din ce știu, din ce le țin minte, da? Îl poți lua, dar efectul... E la înjumătățit. Dacă tiroida ți-e saturată de iod radioactiv, da, faci și mai rău. Adică, faci mai rău. Da, faci mai rău. Asta am învățat noi. Dar să vină specialiștii. Unde sunt? N-a venit nimeni. Mai mult ar trebui să explice românului că un izotop al iodului, 131, sub formă de iodură de sodiu, se folosește în tratamente oncologice exact pe... Ai ghicit, pe tiroidă. Păi ce, Beatrice Mahler nu mai știe și de-astea? Sau toți corifei ăștia? Sunt, care ar trebui să spună lucrurile. Nu știu, deci nu m-ar mira să apară o Mahleriță sau să mai apară o urmașă de șpăgare alea de la Iași, Carmen Dorobăț, care ne-a tocat creierii, ne-a mâncat zilele la vremea pandemiei și lumea știe ce spune. Că prin prestațiile ei, de fapt, și-a câștigat condamnarea cu suspendare. Nu pot să dovedesc așa ceva, dar asta spune folclorul. Și în continuare este chemată la televiziune, o șpăgară. Da, înseamnă că este foarte bună profesionistă, probabil. Domnule, te-am reamintit și celor care au mai citit ce am scris de când cu nebunia asta, indiferent de locul unde am scris. Suntem singura țară din lume în care și-au dat cu părerea, pe seama acestui coronavirus, medici care nu au nicio legătură cu sindromul acut respirator sever. Ăsta este la plămâni, oameni buni. Nu e boală de ovare, nu e boală de vezică, nu e de hemoroizi. Da? E la plămâni. Cine se pronunță pe astea? Pneumologul în parteneriat cu cardiologul, oameni buni. În România, dacă spuneam lucrurile astea... Și infecționiștii, pe anumită... Infecționiștii au bucățica lor. Exact. Dar cam ăștia sunt. Da. Dar în România au fost excluși pneumologii și cardiologii. Da. Hai să discutăm un subiect... Da, am mers și cu iodul și cu... Hai să discutăm un subiect... Trebuie să mai spun ceva. Nu vă mai luați după toate bazaconile, oameni buni, care vorbesc despre nu știu ce risc nuclear uriaș la Zaporojie. Reactoarele de la Zaporojie sunt pe același sistem PHWR ca și cele CAND de la Cernavodă. Folosesc apă grea sub presiune și pentru răcire și moderator. Acea centrală poate fi eventual sabotată din interior. Părerea mea personală este... Nu, să nu vreau să fiu acuzat de simpaziție pentru ruși. Părerea mea personală este că rușii au vrut să securizeze centrala, să elimine riscurile. Nu știu, aici ți-am spus, este foarte greu în momentul. E greu, nu, am zis o părere personală. Da, uite, până să vină Zaporojie la noi, eu am o problemă. Ieri am asistat la o discuție apropo de celebrul plan Green Deal. Și eu n-am rezistat la un moment dat, că toți spuneau Green Deal în sus, Green Deal în jos. Bă, eu nu prea înțeleg. Eu din tot Green Deal-ul ăsta înțeleg numai partea de deal. Mm-hmm. Corect. Deci ca partea de deal o înțeleg. Green-ul mai puțin. De ce am vorbit în contextul de Green Deal? Am aflat că după acest conflict a ieșit un oficial european mult drag nouă, domnul Timmermans. Timmermans. Franz Timmermans. Așa, mare prieten al României. Da. Care ne-a zis, bă, băieți, uite care-i treaba, zice, nu mai avem cărbunele rusesc, nu mai avem de acolo petrol suficient, trebuie să ne eliberăm energetic de Rusia și de zona respectivă, nu numai Rusia, acum și Ucraina, că na, de acolo veneau. Și uite, aveți derogare să folosiți cărbune, puteți să folosiți cărbune de acum, în anumite condiții, evident. Am văzut că a ieșit și ministrul mediului de la noi, care a preluat declarațiile domnului Timmermans și a zis, da, vom începe să facem, să ne mărim capacitatea de producție, un lucru care, să spun, noi l-am discutat de mult că trebuia făcut. Așa. Bun.
Este avantajos acest lucru pentru România? Bine, este avantajos că produci energie. Ce se ascunde în spatele acestui comunicat european venit? Unde este hiba? Unde este deal-ul, ca să spun așa? Eu până una alta, până în momentul de față, da, din câte am recunoscut, din câte am citit, da, pentru că am fost și plecat. Am avut alte griji de plăcere. Da. Discutăm imediat. Da. Anunțul lui Timmermans, cum a fost dat la noi, deci nu am avut timp să caut original. Știi că le caut. Da. Nu spune absolut nimic. Și rostogolirea lui prin graiul politicienilor, graiul autohtone, mă îngrijorează. De ce? Îmi dă liber, da? Să folosesc din nou cărbune. Dar nu suspens schema de certificate de dioxid de carbon? Asta este o mare problemă. Certificatele de dioxid de carbon, hai să spunem, astea sunt emise, da? Sunt emise și trebuie cumpărate. Păi poluatorul, ca să pe scurt, am scris să intre lumea pe poluatorul să... plătește. Poluatorul plătește și atunci el cumpără aceste certificate. Valoarea care, lor... care se duc în prețul energiei pe care o furnizează, exact, în prețul de ieșire din, al energiei din termocentrală. Dacă nu suspenzi aceste certificate... Scărind prețul, scumpindu-se însă incredibil de mult prețul energiei la producător, deja... În ipoteza în care nu sar pe bursă foarte tare și certificatele, poți să dai drumul, să-ți asumi să produci prin cărbune. Asta a fost discuția la noi, că unii se uitau la cotațiile certificatelor pe bursă și la costurile din piața noastră, cu cât se tranzacționează energia. Exact. Și spuneau, hai mă, ne să operaționalizăm repede câteva 100 de megawați în Oltenia, să ne pregătim să repornim măcar grupul ăla modernizat de la Mintia, să mai scoatem ceva. Da, ai observat acum o abordare... Până la sfârșitul anului, ce dăm drumul la toate astea care erau început. Serios, dar cărbune de unde le dați? Păi... Ei trebuie să înceapă întâi cu exploatările miniere. Am auzit timid niște voci, da? Păi, grupurile de la Complexul Energetic Oltenia merg pe celebrul cărbune inferior, pe lignit, da? Exploatări de suprafață și altă. Bă, nene, avem. Da? Deja anunță niște cantități catastrofice ca să înspăimânte lumea. Asta mie îmi sună pregătire de importuri. Mintia e pe cărbune superior. Trebuie să aduci cărbune de unde? Din Polonia? Nu, avem cărbune în România. Dar începe cu asta, mă, dați drumul la exploatările miniere, întâi să avem cărbune. Dar mai au cu cine să facă exploatările? Nu știu. Adică eu știu pe cineva care știe. Poate îl prindem la telefon într-o zi pe Doru Costin, de la Blocul Național Sindical. El știe tot aici. Reamintesc, am și scris cândva, că la un moment dat Mintia s-a oprit pentru că nu avea cărbune. Mai rău de atâta. Se făcuse import de cărbune, era în Constanța și nu îl puteau transporta la Deva. Deci asta este. Cine vrea să discute despre asta? Virgil Popescu? Nu cred că aveam. Bun, ne apropiem de final. Ai fost în Oradea și ai adus de acolo niște materiale ca să arăți cum se face o promovare, cum se face o promovare a unui obiectiv, a unui județ așa profesional. Să facem și niște poze, cred. Acesta este într-o formă, cum să spun, comercială, nu cea slavă de alea cum se fac pe la noi, pe la Neamț. Oradea vie, Oradea multiculturală. Oradea este multietnică, multiculturală. Se vede, Bogdan, nu trebuie să... Deci ei știu cum se trăiește în acea zonă. Ei au trăit în frăție până la urmă. Și cu nemți, și cu unguri, și cu celelalte. Orice alte minorități sau orice alte confesiuni. Fac o paranteză, din punctul lor de vedere, este de neînțeles cum Ben Ferenc, care încă trăiește, celebrul procuror, unul dintre celebrii procurori americani din procesul de la Nuremberg, care de origine cu familia din Șomcuta Mare, da? El spune că e născut în Transilvania, nu spune România? Deci fiecare e cu a lui. Da, aia e opțiunea lui, și spune că noi familia mea a trebuit să fugă de teama persecuțiilor românești. El e un caz singular. Bun, revin. Ilustrații multe, cuvinte puține, traduceri impecabile. Cetatea Oradea, steaua moștenirii legendare. Cetatea Oradea a fost modernizată pe fonduri europene
Acolo... Cât timp tu povestești, eu nu pot să mă abțin, caut acum. Așa. Apropo de și materialul de prezentare este făcut pe Regio, fonduri europene. Un album de mare sensibilitate, Oradea, capitala românească, Art Nouveau, și a băilor termale. În centrul Oradei, cu intrare și de pe Libertății și de pe încă o stradă, este singurul muzeu Art Nouveau din România, Casa Darvas. Asta e invitație și pentru Laurențiu Dimișcă. Ai înțeles, nu? Prezentări frumoase, asta mintea, efectiv, în loc. E, dacă nu știați, au refăcut Palatul Episcopal, ăla care ars. Arată mai bine ca înainte. O prezentare a Palatului Episcopal greco-catolic într-un material, ce să spun, seducător, adică pui mâna, începi să-l citești și nu mai lași broșura din mână. Astfel de broșuri le găsiți și la hoteluri, le găsiți și la par-hoteluri private, pentru că oamenii se preocupă. Ei sunt practici și nu umblă cu bazaconii de genul, cum a fost aia ce ziceam, Neamț, județul monumentelor istorice. O platitudine monstruoasă. Acum dăm voie că nu mă pot... Nu, dar mai am ceva. Mai am Nimfea, acuaparcul lor. Ăla care produce... Ăla care produce bani. Da. Celebrul turn al primăriei din Oradea. Cred că se poate vizita din nou. Aici, în vârf, e poza mea de pe WhatsApp. Și dacă vreți să vedeți mai multe, inclusiv cum arată o hartă a județului, invităm curioșii să ne facă o vizită la redacție, da. Dar civilii, pe cei din administrație, nu. Cu plata orară. Da, apropo de cetate, că ei au modernizat-o, în cetate au loc tot felul de evenimente. Eu am asistat, de exemplu, acolo la un eveniment în care era promovată civilizația turcă. Da. Senzațional făcut. Da. Dar, apropo de cetate, și noi stăm bine... Și noi stăm bine, te rog frumos să nu mă contrazici. Parcul zoo din piatra pe, pe data de 18.02.2022, trebuie să mă apropie că e scris foarte mic, a fost scos la procedură, deci, n-am vrut să spun licitație în mod special, pentru că nu e nicio licitație aici, aici e o procedură. De aia se numesc PSA proceduri. Adică sunt proceduri prin care să ajungă la cineva un contract. Așa? Pentru servicii de elaborare documentații tehnico-economice, faza proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, Cetatea Neamțului. Sumă de 1.707.719 lei și fix 92 de bănuți pentru reparare infiltrații de apă. Ceea ce ia, noi am scris. E a treia reparație de infiltrații după un proiect de reabilitare, de răsune, de răsune, de reabilitare, în care s-au băgat și termopane, s-au băgat și bucăți de aluminiu, în restaurarea unei cetăți. Ba mai mult, a făcut unul și o oribilitate de gărduți de jos până sus, cu materiale de epocă, adică niște tablă galvanizată. Da, nu, e cumplit. Pentru că ai pomenit cetatea Oradea acum 2 ani de zile, 2 ani? Cam așa. Apropo de evenimentele care se fac. Într-o parte era spectacol de teatru, după un colț era un spectacol de operetă, dar nu interferau, ca să vezi o chestie. Nu. E o problemă care ține și de un anumit istoric, dar ține foarte mult de competența celor care conduc și care înțeleg că nu sunt ei deținătorii adevărului absolut. Înconjoară de oameni care se pricep și care sunt capabili să facă planuri pe termen lung. Și dacă îmi pomeni spectacolul de teatru în cetate, acum fiind încă frig, n-au dat drumul la spectacolele în aer liber, care au dus greu în perioada restricțiilor. Ei au știut să joace în piețe. Am mai comentat subiectul ăsta. Să-i provoc prietenii teatrului în ansamblu. În iunie avem Festival Internațional de Teatru la Oradea. O să prezentăm la momentul potrivit și programul. Iar cu gândul la acel festival n-am putut să nu văd un spectacol de teatru, trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria,
o frumusețe de piesă, Anonimul Venețian. A, bine, dar asta e o presă clasică. Nu... Poate eu nici mai aduc aminte de celebrul film cu Tony Musante și Florinda Borcan. Frumos, asta este o chestie clasică. Da. Nu are ce să discute la Piatra Neamț așa ceva. Sebi Lupu și cu soția lui, Mirela Niță Lupu, au fost senzaționali. Da. Și i-au impresionat până și pe cei doi, adică până, inclusiv pe cei doi spectatori suplimentari peste rând pe care i-au avut, nimeni alții decât soții Ben Nathan, pe care am invitat la teatru, la Oradea. Da. Dacă o fi cazul, o să-i invit la teatru și la Piatra Neamț. Să avem ce vedea. Da. Mulțumesc de participare, Viorel. Cred că am amețit de cap pe oameni. Da, am vorbit cam multe subiecte, dar poate ne mai învățăm și noi să fim mai adunați. Mulțumesc de participare. Eu mulțumesc. Oameni buni, asta a fost ultima emisiune din săptămâna aceasta. Să ne vedem sănătoși luni. Dacă reușesc, luni vom avea un invitat care să ne lămurească cât de bine suntem pregătiți noi în județul Neamț în caz de Doamne ferește. Dacă reușesc să-l aduc, sper să vină și cu niște informații interesante. Cele bune, oameni buni, numai bine, sănătate, weekend plăcut!